Salut! Vreau să vă arăt o comandă deosebită. Este vorba despre o sobă pentru saună, pentru saună publică, executată din inox, grosime de 4 mm, inox tehnic, marca IC430. Deci este o saună deosebită prin gabaritele ei. Este o saună cu 3 labirinte. Deci din camera de arde, fumul se ridică într-un labirint, în primul, primul merge încoace, se ridică într-a doilea, așa, merge încoace și primul se ridică într-a treilea. Și aici undeva o să fie montat un vas de apă. O să aibă un gărducean și ce deosebit la soba asta este, va avea o ușă de sticlă. Ușă executată undeva în Moldova, n-am întrebat clientul, dar va fi executată în, pe măsurile acestea, pe 40, are 40 pe din afară, da? Și 40 lățimea și înălțimea, are fix 400 de milimetri. Și cenușarul aici e un cenușar mai lung decât standard, deci are așa un săltăraș lung, care merge aici. Deci ușa se va îmbrăca pe din afară, și am lăsat 3 cm ca să vadă cum, o să vedem cum o să montăm ușa aceea. Deci e gabaritele exterioare, lungimea totală are 1,20 m, gâtul are 400 pe 35, 350. Și partea care va fi în saună are 850 pe 400. Pe 400. Și înălțimea totală, deci camera de ardere e 400 pe 400 și încă înălțimea are încă 300. Deci înălțimea totală cu tot cu cenușar are se primește 10 plus 40, 60 plus 30. 400 plus 300, 70, 81, 82, are partea din spate, are sertar, are fereastră în care se curăță labirinturile astea, deci labirinturile astea, așa se curăță cu silicon, se curăță acolo, da? Deci, aceasta va fi cu ușă de sticlă. Deci, va fi o sobă pentru saună cu ușă pentru șemineu. Deci, va fi foarte frumos. În saună publică, va arde focul, se va vedea focul cum arde și va fi un moment foarte romantic, interesant. Deci, asta sobă tot e făcută la comandă, numai că e de tip standard. Aici clientul ne-a rugat, e din 3 mm. Aici clientul ne-a rugat, tot pentru saună publică, ne-a rugat să-i facem ușă mai mare. Deci ușă standard, numai că am făcut-o pe aproape toată suprafața, cât am o posibilitate, cenușar standard. Deci e cenușar scurt. La ambele va fi montat un boiler de 400 mm, de 1,5 mm în perete, dacă de tipul ăsta. Tava de 230. Deci la așa tip de saună nu lucrăm cu țava de 100, țava trebuie să fie de 130 pentru ca să strag mai bine soba, să primească un lucru pe final foarte calitativ. Deci sperăm să rămână mulțumesc clienței, un comentariu de tip preț de sub la video dacă vreți să primiți un răspuns în privat sau telefonați la numărul de telefon 0698 96672. Un like vă rog la acest video, distribuiți și sănătate!